Zeci de gorjeni aflați în căutarea unui loc de muncă au mers la sediul AJOFM Gorj, acolo unde au sperat că vor găsi oferte disponibile. Vor să muncească, indiferent că o fac în România sau în străinătate. Cu băiatul eu sunt. Aveți să-și caute un loc de muncă? Da. A mai lucrat? Nu. A lucrat în afară, în Germania, cu un contract. Și acum își caută la fel în afara țării? În țară, în afară, unde găsește. Rețeaua EURES le-a venit în întâmpinare cu peste 1000 de locuri de muncă. Prin serviciul EURES, 1146 de locuri de muncă în foarte multe țări din spațiul economic european. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Austria, în domeniul hotelier, pentru meserii ca și chelner, bucătar, cameristă, pentru activități în pensiuni, hoteluri de 3, 4 și 5 stele. Persoanele trebuie să aibă calificare în domeniu, să cunoască limba germană și să aibă cunoștințe și de limba engleză, iar angajatorul oferă un salariu între 1500-2000 de euro net pe lună și contracte de muncă din decembrie 2018 până în aprilie 2019. Oferte variate de locuri de muncă sunt disponibile și în Olanda. Meserii ca și ingineri, sudor, lăcătuși, confecții metalice, muncitori în producția de hrană, câini și pisici, stivuitorist, muncitori necalificați în industria alimentară, lucrători în bucătărie, manipulanți marfă, muncitori în grădinărit. Salariile pornesc de la 9,5 € brut pe oră, iar contractele de muncă sunt pe perioadă nedeterminată, iar pentru cele din domeniul grădinăritului, perioadă determinată pentru munca sezonieră. Cei care sunt interesați de ocuparea unui loc de muncă pot analiza ofertele în mediul online sau pot să se prezinte la sediul AJOFM, unde consilierul EURES îi poate îndruma.